Bună seara tuturor la o nouă emisiune Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și în seara aceasta vă propun să continuăm discuția despre o temă care nu este doar o temă de discuție, ci este o realitate cu care ne confruntăm noi în aceste zile, și anume boala și îmbolnăvirea. Deci invitația mea, invitația noastră, este să ne aplecăm spre ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune despre boală, despre îmbolnăvire, și în emisiunea trecută am vorbit despre boală și modul în care evangheliile privesc boala și lucrarea Domnului Iisus Hristos, cum s-a raportat la cei care erau bolnavi. În seara aceasta vrem să facem un pas mai departe și invitat în emisiunea noastră este domnul Octavian Baban. Vă spunem bună seara, bine ați venit din nou. Bună seara ascultătorilor și mulțumesc mult pentru invitație. Ați fost vreodată bolnav? Da. Poate chiar sunt. Poate chiar sunteți. În seara aceasta vrem să plecăm spre textele care sunt în Noul Testament, secțiunea Epistolele, și am vrea să vorbim puțin despre cum văd epistolele acest aspect al bolii, îmbolnăvirii, soluții pentru boală și pentru îmbolnăvire. Care sunt poate pasajele cele mai importante care fac referire în Noul Testament la problema bolii în epistole, mă scuzați? Sunt mai multe pasaje, nu știu dacă le pot spune pe toate, dar cu siguranță, de exemplu, despre boală și rugăciune amintește Iacov, care este ruda Mântuitorului Iisus, fratele lui, și scrie ceva despre rugăciune și boală. În epistolele 1 și 2 scrise de Apostol Pavel către prietenul său Timotei vorbește despre îmbolnăviri, odată vorbește despre Timotei, odată vorbește despre altcineva, un misionar creștin pe nume Trofim, despre boală mai găsim în prima epistolă către corinteni, creștinii din Corint, tot a Apostolului Pavel. Și acolo este vorba că unii pot să sufere, să ajungă în anumite situații de suferință din cauza unei neascultări sau lipse de sfințenie. În epistola Apostolului Pavel către creștinii care locuiau în regiunea Galatiei, nu e un oraș, e o regiune, el spune la un moment dat că și-au pierdut bucuria și pe când el venise la ei, ei ar fi fost gata să scoată ochii pentru el. Deci, nu că neapărat îl iubeau foarte tare, poate că și asta, dar probabil ar fi vrut să facă, erau gata să-și dea ochii lor lui. Deci el avea o suferință cu ochii, nu știm de care, dar ei au văzut-o, le-ar fi fost milă și ar fi vrut să intervine dacă se poate. Și în 2 Corinteni, unde Pavel vorbește despre propriile lui suferințe și de o boală pe care o numește țepuș sau sol al satanei, și un lucru foarte curios în istoria creștinismului, ca să zicem așa, este că el mărturisește că s-a rugat de mai multe ori, de 3 ori plus, să fie vindecat, iar răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea insistentă a marelui apostol Pavel, aici trebuie să reținem, a fost că mai bine să nu fie vindecat, deoarece harul lui Dumnezeu se face desăvârșit sau se vede perfect în slăbiciuni. Deci, răspunsul te pune pe gânduri. Mai sunt poate și alte texte, dar acestea ar fi textele principale. Dacă ar fi să începem cu ultimul pasaj pe care l-ați amintit despre Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, aici în 2 Corinteni, capitolul pe care îl găsim aici despre necazurile și în special despre suferința Apostolului Pavel, 2 Corinteni, capitolul 12,
Aici apostolul amintește despre propria lui boală, care pentru el a fost nu doar o dezordine, să zic, în trup și o disfuncționalitate în trup, dar a fost într-un fel și o limitare în ceea ce privește slujirea lui, pentru că într-un fel probabil a contribuit și la lucrul acesta. Ce am putea învăța din această experiență a apostolului Pavel cu boala pe care a avut-o? Multe. Învățăm că nu întotdeauna, cel puțin funcțional vorbind, scopul general al lui Dumnezeu în mântuirea noastră prin jertfa Mântuitorului Iisus Hristos e să fim scăpați de păcat, să fim născuți din nou prin Duhul Sfânt, renăscuți și să fim eliberați de boală și de moarte. Dar asta înțelegem că se întâmplă definitiv și total pentru toată veșnicia la înviere. Însă, exemplul lui Pavel ne arată că Dumnezeu poate folosi boala ca un fel de, știți, de mijloc de controlare uneori sau de asigurare că slava este a Lui și că noi suntem conștienți. Sau mijloc de împiedicare ca nu cumva să ne mândrim și să cădem. Nu doar Pavel e situația aceasta. Pavel și spune că să mă împiedice să mă îngăf. Da, chiar zice așa, zice, mi-a fost pus un țepuș în carne pentru că am avut o viziune, o descoperire strălucită și mi-a fost pus un țepuș, un sol al satanei să mă pălmânească, să mă împiedice să mă îngâmf. O situație asemănătoare întâlnim la Moise, care, în ciuda faptului că a scris 5 cărți, a avut parte de educație princiară, academică, a condus poporul, a dat legile, a vorbit cu Dumnezeu față în față, indiferent ce înseamnă asta, că s-a întâlnit cu lumina Dumnezeu, sau, dar i-a auzit glasul, a vorbit cu el. Moise era un om bâlbâit, deci, și Dumnezeu n-a făcut niciun efort ca să zică, nu se poate la omul meu să fie un defect și să vorbească cu greutate și la emoție să vorbească, să bâlbâie, trebuie să fie perfect. De asemenea, la Pavel nu știm ce suferință a fost. Posibil cu ochii, posibil altfel de țepuși, dar Dumnezeu a permis-o. Și a fost un control. Interesant asupra lui să nu se îngânfe. Deci Pavel avea o înclinație spre îngânfare. Acum aș zice eu, cine dintre noi nu are o înclinație spre îngânfare? Aș vrea să văd omul care nu are. Dar în general, dacă ai niște calități, fie că, știu, unei sunt frumoși sau sunt frumoase sau sunt deștepți sau sunt buni sportivi sau sunt foarte tari intelectuali. Ok, când ai niște calități, începi să ai impresia că ai merita multă cinste, mult respect. Poate că e adevărat. Dar nu-i mai dai slavă lui Dumnezeu, nu-i mulțumești că de la El vin toate darurile și Dumnezeu folosește suferința să ne țină în control. Oare ce, cum ar fi fost un Pavel care n-ar fi suferit deloc? Asta ne mai spune ceva. Că nu întotdeauna ce considerăm noi a fi eficient, este eficient în ochii Lui Dumnezeu. Noi am zice, ca să fiu eficient trebuie să nu mănânc grăsim, să nu mănânc zaharul, să nu exagerez cu aia și să nu fiu bolnav ca să pot să lucrez 8 ore de plin sau 10 ore din nu știu câte sau 12 ore de plin când e nevoie și trebuie să... Dumnezeu zice, nu, asta e calea eficienței. Calea eficienței este ce îmi faci să fie de calitate, să fii transparent, să mă văd prin tine, oamenii să nu fie atrași de performanța ta. Dacă cei mai tari oameni în credință și ar fi toți fără suferință, atunci s-ar crea un mit. Faptul că unii sunt genetic așa de tari, încât ceilalți sunt sortiți morți. Dar stai un pic, nu numai în cazuri de credință, dar Beethoven a suferit în cele din urmă, a surzit, a suferit de tinnitus în cele din urmă, a surzit, a compus câteva opere incredibile, fiind surd. Alți oameni au lucrat în ciuda unor handicapuri serioase, pe care nu toți le cunoaștem. Și atunci zicem, stai puțin mai... A fi un om creativ, a fi un om împlinit, nu înseamnă a avea o sănătate fără greș sau de fier sau așa, ci înseamnă să descoper darurile lui Dumnezeu, să descoper pe Dumnezeu. E clar că acum vorbesc din perspectivă creștină. Să înțeleg ce mi-a dat El, să folosesc ocaziile
și să fiu smerit să mai aibă loc și alți talentați pe lângă mine. Nu se creadă tot că dacă nu sunt ca mine exact sau și dacă nu au o sănătate perfectă sau ceva, nu au vieți împlinite. Deci suferința cumva cultivă și prin suferință Dumnezeu ne menține într-o stare de sfințenie și lucrează sfințenia în noi. Ați mai spus faptul că a suferi nu înseamnă că nu poți să slujești. Nu. Ci că poți să slujești chiar dacă ești prin suferință. Ai parte de anumite suferințe fizice și ideea aceasta că sunt bolnav, nu pot să slujesc, depinde și ce boală are fiecare. Da, depinde și ce boală este. Da. Deci slujirea și suferința nu se exclud reciproc, ci din contră Dumnezeu ne folosește cu ceea ce suntem și cu ceea ce a îngăduit El ca să avem. Un preot catolic pe nume Garrigou Lagrange, profesor, mi se pare, de teologie sistematică undeva în Franța la începutul secolului 20, a scris o carte despre cele trei convertiri ale creștinului și mie mi s-a părut foarte interesant că vorbește despre convertirea apostolilor, mai întâi că s-au întors la Hristos, pe urmă că s-au întors de la mândrie, pe urmă că s-au întors de la dezamăgire. Și zice că există și în suferință un har. El spre sfârșitul vieții s-a îmbolnăvit, se pare că a paralizat și toți sunt convinși că în acele momente pe care cumva el le-a știut, le-a anticipat, el știa că imobilizat fiind, va face o lucrare pe care nu prea i-o permitea nici timpul, nici funcția, că nu știu dacă a fost director de seminar sau și ceva. S-a rugat. S-a rugat pentru toți pe care știa, pentru lucrători, pentru misionari, pentru biserică. Deci, uneori, în ceea ce noi am percepe că este o suferință care te imobilizează, uneori poate să fie o oportunitate de rugăciune, de intervenție spirituală, de lucrare spirituală. Acum eu nu vreau să idealizez suferința, să nu credeți lucrul acesta. Suferința e suferință, deci dacă ajungi la pace, cineva trebuie să te schimbe și așa mai departe. E o smerire adâncă, nu este ușor. Dar vreau să spun că de partea aceasta a învierii, ca oameni, când treci prin suferință sau prin boală, ai ocazia să te apropii de Dumnezeu. Ai ocazia, pentru că îți dai seama de natura vieții umane și care este pronosticul asupra existenței noastre. Noi ni se face un pronostic de când suntem mici la școală. Biserica ne schimbă, Scriptura ne schimbă, dar la școală și ni se spune trebuie să fii performant, trebuie să fii sănătos, trebuie să te asiguri. Și Dumnezeu zice, măi, situația voastră nu e chiar așa bună. Din cauza păcatului voi aveți probleme. Aveți probleme de caracter, aveți probleme de sănătate și problemele astea se rezolvă când te apropii de mine. Cineva spunea că suferința e megafonul prin care Dumnezeu ne vorbește ca să-L auzim. Zic, uneori nu mai auzi pe Dumnezeu. Când spune, te ceartă, nu ai timp, nu auzi. Atunci Dumnezeu folosește acest megafon invers, întors în noi, în trupul nostru și zice, măi, acum auzi, ai timp? Interesant este că Apostolul Pavel aici vorbește despre trei elemente care s-au intersectat în experiența lui. Harul, puterea și suferința. Și el spune, el mi-a răspuns, se referă la ceea ce Domnul răspunde la cererea lui de a fi eliberat de această suferință. Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Da. Deci, ce vine de la Dumnezeu e așa de puternic încât biruie slăbiciunea și boala și trece de limita și de limitele omenești ca să arate că vine de la Dumnezeu. Hristos a fost cel mai eficient în momentul în care toți au crezut că este cel mai neeficient și că a murit. Moartea lui a plătit păcatul și datorită jertfei perfecte, Dumnezeu l-a înviat. Deci,
când toate calculele fizico-biologice spuneau l-au terminat pe Hristos și toți ucenicii și discipolii erau supărați și triști că a fost un profet mare. Am crezut că o să se întâmple ceva. Discută Mântuitorul cel înviat cu cei 12 Emauzi. Zice, da, nu s-a întâmplat nimic. Niște femei zic că l-ar fi văzut, dar hai să fim serioși. Femeile, cine știe asta? Sau au fost prea triste, au început să aibă vedenie. Deci, da, în situații limite se vede gloria lui Dumnezeu. Am putea să ne gândim la multe lucruri. Avram l-a născut pe Isaac la 100 de ani. În Scriptură, în Evrei, zice că era aproape mort. Și soția lui avea 75 de ani. Deci nu arătau prea bine niciunul, nici altul. Și din Isaac, pormă Iacov și tot așa s-a născut poporul Israel. Un popor care e aproape peste tot în toate țările și de, în toate rasele evrei și de orice culoare. Evrei, albi, negri, japonezi, chinezi. Asta arată că Dumnezeu în condiții de limită, îi place unor să lucreze în condiții de limită, cu handicap. Uh-huh. Da, pentru mine nu înseamnă nimic, pentru că în slăbiciuni puterea mea este desăvârșită și atinge prea plinul, se vede pe deplin. Și atunci suferința, când ești în lucrare sau în alte situații, nu ar trebui să fie o piedică de care te lovești și te oprești și ești dezamăgit? Că dacă ar fi să depinde lucrurile de oameni, da, am avea dreptate. Trebuie să fim dezamăgiți. Dar pentru că depinde Dumnezeu, speranțele sunt alte. Deci suferința este un instrument prin care Dumnezeu ne sfințește, lucrează la viața noastră, ne ține dependenți. Suferința și slujirea nu sunt chiar incompatibile. Da, nu sunt incompatibile și îmi place aici la Pavel, cum spuneați, că de fapt suferința este lucrarea lui Dumnezeu în noi și că Dumnezeu nu ne-a chemat doar să lucreze prin noi, ci este lucrarea lui Dumnezeu în noi, arătându-și harul și puterea Lui, da, peste noi. Dar ceea ce Pavel aici spune după această experiență, spune de aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări și dintr-o dată mi se pare că apostolul privește puțin altcumva realitatea prin care el trece. Pe mine m-a șocat termenul acesta, simt plăcere, pentru că de obicei nu simt plăcere când trec prin astfel de circunstanțe, boală, suferință, nu simțim plăcere. Dar se pare că s-a schimbat ceva. Cum explicați această schimbare apostolului Pavel de care el are parte? Observația este foarte bună. Și el zice, din cauza aceasta, citiți din greacă. Mă uit în greacă. Dio eudoco en astenies. Din această cauză simt bună plăcere să mă delectez în astenii, în slăbiciuni. Și pe urmă zice, în lipsuri și vine toată lista, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos și secretul e aici. El își dă seama de o concluzie teologică foarte tare, care are un preț, în sensul că a plătit prețul ăsta. Nu e un preț pe care plătești bucuros, că este o lipsă, dar zice, când sunt slab, atunci sunt tare. Și ideea este, când sunt slab, eu ca om sunt slab și tot ce se face, culmea este că se face în continuare. E datorită lui Dumnezeu. În final poți să zici când sunt slab, eu sunt tare, dar nu sunt tare prin puterea mea, ci prin faptul că Dumnezeu își face planurile. El a văzut această intervenție a lui Dumnezeu și Dumnezeu a avut cu el așa un mod foarte interesant de a lucra. L-a oprit din acțiunea lui foarte severă și intensă împotriva bisericii, când a arestat oameni fără judecată, i-a aruncat în închisoare bărbați și femei. Și se poate că nu doar i-a aruncat în închisoare, ci și semna decretul de ucidere a lor. Cel puțin la Ștefan, la moartea martirului Ștefan, a fost de acord cu ei și păzea hainele celor care loveau cu pietre.
l-a oprit. După aceea l-a făcut să ajungă, e adevărat, exact după chemare, la împărați, dar după ce uneori a fost bătut, a fost prins, a fost băgat în închisoare, scos din închisoare. Și când era... a fost naufragiat, zice el, de trei ori. Și când era fără putere și practic trebuia să nu mai aibă niciun sens viața, să termine tot. Atunci Dumnezeu îi vorbea și îi spunea nu numai că o să te scapi de aici, dar, de exemplu, o să ți dau și pe cei din corabia ta să trăiască împreună cu tine, pentru că tu te să ajungi la Roma. Și într-adevăr, observăm că apare o natură secundă a vieții, și anume intervenția lui Dumnezeu, care de obicei trece neobservată. Noi suntem așa de plini și ochii noștri atât de mult văd pe ceilalți din jurul nostru, nu vedem pe Dumnezeu, este invizibil. Și când încolo El este și e transparent așa. Și în cazuri în care vezi un contrast foarte tare, atunci zici, Doamne, asta nu e coincidență. Zici, o coincidență nu mai e coincidență. E o intervenție a Domnului. Deci apostolul aici ne explică puțin ce înseamnă această desfătare a lui și așa cum ne-a spus, motivul principal este pentru Hristos. Dacă suferința aceasta, slăbiciunea, da, de formare aceasta Hristos, da, ar fi fost lipsită de motivația pentru Hristos, atunci cred că ar fi o suferință care n-ar fi fost atât de plăcută. Suferința pentru Hristos are ceva frumos în ea, că Hristos însuși a suferit și a înviat. Deci suferința pentru Hristos e însoțită de o trecere în binecuvântare, în glorie. Fie pe pământ, fie în cer. Suferința pentru păcate poate să însemne o barare totală și definitivă. Domnul Iisus Hristos se prezintă pe sine în Apocalipsa, când scrie niște mesaje unor biserici și zice, eu sunt cel care are cheile lui David. Zice, cel care atunci când închide, nimeni nu deschide. Și care atunci când deschide, nimeni nu... deci dacă deschide, nimeni nu închide. Și cine... dacă închide, nimeni nu deschide. Și mai spune odată, ți-am pus o ușă în față, zice, ca să mergi înainte, să trăiești, să dai o mărturie și nimeni nu o să ți-o închide. Mă gândeam la iad. Pentru că iadul este un loc în care Dumnezeu barează existența cuiva și nimeni nu te poate scoate acolo, dintr-un singur motiv. Pentru că cea mai mare instanță a dat o hotărâre negativă. Și de asta zic, suferința care doar pentru greșelile noastre și fără pocăință este terminantă, terminală, e distrugătoare. Suferința pentru Hristos, sau dacă noi primim suferința lui Hristos în viața noastră, e ca bobul de grâu, zice Domnul Iisus, dacă nu pui în pământ, nu înflorește, nu rodește, dacă nu moare, nu rodește. Și atunci, cu Hristos și prin învierea Lui, destinul nostru e pozitiv, chiar dacă trece prin suferință. Dacă stăm în păcatele noastre, atunci murim în păcatele noastre și situația e gravă. Asta ar fi două fețe ale suferinței. Sfințește, slujește, trăiește pentru Hristos, da, și în mijlocul suferinței. Ați mai amintit despre un alt exemplu din epistole care este asociat cu tema noastră, boala, suferința fizică, și anume unul din ucenicii apostolului Pavel a fost în suferință. Și anume Timotei. Cine puteți spune despre Timotei? Mi se pare că începe epistole să devină destul de interesante și cumva să contrazică ideea că un om al lui Dumnezeu n-ar avea parte de suferință și că trupul nostru ar fi perfect și viața noastră ar fi lipsită de orice greutăți. Ce ne puteți spune despre suferința lui Timotei? Citim ceva despre suferința lui Timotei în Scriptură. Spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a dat un sfat ca unui fiu. I-a spus apostolul Pavel, zice,
să aș vrea să citez exact cuvintele pe care le-a spus și zice așa, vorba de 1 Timotei, să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Timotei avea o problemă cu stomacul și se pare că soluția era că nu avea un pic de aciditate în plus în stomac sau poate nu avea anumite substanțe care se găsesc în vin, știu eu, tanin sau fier sau altceva și atunci trebuia să-și completeze lipsa aceasta biologică cu ceea ce se putea găsi în vin. Versetul e folosit de mulți și în sens prost, adică, dar numai că Apostolul Pavel îi zice să bei puțin vin, zice, mai bea și puțin vin, zice, mai bea și tu un chil, două, ca, așa, ci zice puțin vin. Tot în epistola, în epistola lui Timotei, în epistola 2, vorbește Pavel despre un credincios pe nume Trofim, zice, l-au lăsat într-un oraș, zice, pentru că era bolnav. Deci, misionarii creștini, apostoli din primul veac, au știut ce înseamnă să lase pe unul până când se reface și după aceea în Milet, spune, da, în Milet, da. Nu înseamnă că dacă m-am întors la Hristos, mi s-a dat o adeverință de sănătate perfectă. Iar cine predică asta, s-ar putea să greșească Evanghelia, adică să nu predice Evanghelia cea corectă, biblică. Am putea să fim inspirați din sfatul pe care Apostolul Pavel îl dă lui Timotei legat de sănătatea lui, că un lucrător ar trebui să vegheze asupra sănătății lui și să dea atenție și sănătății lui. Am putea pune în contextul acesta sau aduce spre aplicație ceea ce Pavel îi spune lui Timotei ca și una dintre aplicațiile pe care le-am putea să le luăm? Cred că da, din simplu motiv că suntem responsabili față de trupurile noastre. Un misionar, un pastor, un preot trebuie să aibă grijă de el așa cum ar avea grijă și cum trebuie oricine să aibă grijă. În plus, orice soț trebuie să aibă grijă de soție. Deci, cu alte cuvinte, caută să fii sănătos pentru celălalt, poate. Este un sfat foarte interesant care apare în Efeseni și îmi place foarte tare, pentru că Apostolul Pavel, în cadrul familiei, dă deci o grijă medicală. De obicei, soții sunt îngrijiți de soții. Trebuie să mărturisesc asta și în cazul meu. Dar zice aici așa, ce trebuie să facem ca bărbați față de soții, zice așa. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Și zice, și ce face? Nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Deci, un soț trebuie să aibă grijă de sine și în plus, conform Efeseni, de soția lui. Deci un soț care zice, fiecare e cu ale lui. Nu e ok. Deci, vezi ce lipsă are ea, vezi ce nevoie are ea. Soția se jerfește, să-ți pese de ea. Deci, iar asta se întâmplă inclusiv cu lucrătorii creștini. Deci. Și cum ar trebui să îngrijească, să zic, un lucrător creștin de trupul său, de sănătatea sa? Ce ar trebui să facă practic atunci când are ca și principiu de slujire, că până la urmă trebuie să mă îngrijesc și de sănătatea mea. Cum ar arăta lucrul acesta? Sunt atras într-o zonă interesantă a discuției. Cred că trebuie să aibă grijă de relațiile din familie, cred că trebuie să aibă grijă ca să aibă ce să mănânce, ce să îmbrace, să fie împărtășie cu Domnul și să muncească pentru lucrurile astea, să încreadă în el, să ceară Domnului dacă ceva de aici lipsește. Și mi-aduc aminte că în capitolul 7 din 1 Corinteni spune așa: cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Și lucrurile lumii nu sunt lucruri lumești. Aici putem să facem un joc de cuvinte. Lucrurile lumii sunt așa: să avem unde să stăm, să avem cu ce să ne îmbrăcăm, să avem cu ce să mâncăm. Deci cam astea ar fi
lucrurile, de data asta nu vorbesc doar de pastor, vorbesc de un soț care și-a luat responsabilitatea de a avea familie, soție. E adevărat că în familie moderne nu trebuie să se înțelege că nu soția stă acasă și soțul. Ea poate să aibă un serviciu mai bun decât el. Dar oricum, el e cel care poartă responsabilitatea ca să fie acoperite aceste nevoi. Din punct de vedere biblic, cred că în privința asta lucrurile stau așa și din cauza că Adam a fost creat înainte să fie creată Eva. Deci Eva i-a fost dată spre îngrijire lui Adam, nu a fost invers. Deci cumva este responsabil să se îngrijească de sănătatea lui, a soției lui, da, în așa fel încât ei să poată să slujească. E parte din slujire. E parte din slujire. Pentru că dacă eu nu sunt un soț echilibrat acasă, cum aș putea eu, tot timpul Biblia zice așa, cum aș putea să am grijă de Biserica Dumnezeu, care nu, în Biserica Dumnezeu nu trebuie doar să am grijă să predic oamenilor, dar să vedem și ce facem, cum ne organizăm, cum dăm sfaturi bune, să ne trăim viețile mai înțelept în ascultare de Dumnezeu. Dacă cineva nu știe cum să-și educe copiii, spune în altă parte, tot în Timotei, să îi disciplineze, să-i țină într-o ordine acasă, într-o rânduială, dar nu știe să aibă grijă de soție, atunci cum zice el că are grijă de Biserica lui Dumnezeu? Din cauza asta, tare mie că destul de mulți pastori ar beneficia dacă ar avea de mai multă experiență, dacă ar avea familii de care să îngrijească. Deși asta sigur că nu face. Deci suntem de cumva responsabili de ce ne-a dat Dumnezeu, inclusiv de darul acesta al, da, sănătății, care e un dar de la El. Și unul dintre profesori și prieteni de-ai mei spunea, dacă vrei să îi slujești mult pe alții, caută să fii sănătos. Este un sfat foarte bun. Dacă vrei să fii de folos familiei tale, de exemplu, da? Până când se întâmplă un accident, până la un accident vorbesc sau așa ceva, unde nu controlăm noi. Dacă eu trăiesc neglijent, cum zic eu că iubesc pe ai mei când eu am grijă de toate condițiile ca să mor mai devreme și să nu fiu lângă ei când ei vor merge la facultate, când se vor căsători, când vor avea copii. Deci, într-adevăr, este o responsabilitate extrem de serioasă aici pentru un cap de familie. Când vom merge acasă, soțiile ne vor judeca exact după ceea ce am spus în această emisiune. E posibil. Responsabilitate pentru sănătate, dar interesant aici este că Apostolul Pavel, în sfaturile sale către Timotei, mai aduce, poate, sau ne duce spre o altă zonă aplicațiilor noastre, și anume apelarea la anumite aspecte naturale sau naturiste din lumea noastră. Nu vreau să intru în discuția despre vin și cât e măsura aceea de vin, dar într-un fel apostolul spune, ia puțin vin, asta ne duce spre lucruri naturale. Cum ar trebui să privească din perspectiva acestui text, cum ar trebui să privim noi lucrurile acestea? Pentru că simt că există un curent destul de puternic, poate mă înșel, în care aspectele naturale pentru sănătate, menținerea sănătății și pentru rezolvarea chiar a unor situații de boală, folosirea acestor elemente. Interesantă întrebarea și mulțumesc pentru ea. Într-adevăr, Dumnezeu a lăsat în natură și probabil că l-a învățat pe Adam. Legendele evreiești spun că îngerii s-au implicat în a-l învăța pe Adam secretele naturii. A lăsat remedii naturale. Noi știm că dacii se spune că erau foarte buni în cunoașterea plantelor. Nu știu dacă Herodot cumva spune asta sau altcineva, că cunoșteau tot felul de leacuri din plante. Deci Dumnezeu a lăsat în natură remedii. În Scriptură întâlnim niște remedii clare. Aici, de exemplu, un pic de vin, nu mult, atenție, dar un pic de vin se recunoaște, miere, ulei de măsline. Cam asta ar fi câteva. Turte de fructe,
turte de smochine, turte de mere, sunt în diverse situații. De unde le luăm astea? Din Noul Testament? Și din Vechiul Testament. Turtele le găsim în Vechiul Testament și uleiul de măsline. Uleiul este Nou Testament, dar mi se pare nu ca hrană, ci ca ungere pentru cineva care e bolnav și asta se spune în Iacov. Era un semn, un simbol al Duhului Sfânt și se îndeplinea prin asemănare cu ungerea din Vechiul Testament. În primul rând însemna un simbol al Duhului Sfânt. Era și o ungere în Vechiul Testament cu un fel de gel sau ulei foarte frumos mirositor cu care se sfințea obiectele și oamenii, preoții sau împărații sau prorocii când erau chemați la slujire. Și asta însemna că ei sunt dedicați lui Dumnezeu. Deci există câteva alimente care au, cărora li se recunosc proprietățile și ba mai mult, mai mult decât atâta. În Apocalipsa, suntem în Noul Testament puternic, în ultimul capitol zice că, spun imediat, în Apocalipsa citim în ultimul... Tot un remediu naturist. Da, este un remediu naturist, zice că din Ierusalim vine un râu, se reia o imagine din prorocul Ezechiel, râul vieții și că acolo era copacul vieții pe ambele părți, nu știu exact cum este asta, și că avea 12 roduri și cu, din frunzele lui foloseau spre vindecarea neamurilor. Poate să fie metaforă, în sensul că Domnul Iisus să fie copacul vieții, pomul vieții, dar poate să nu fie metaforă și mai în râs, mai în glumă, mai în serios, că trebuie să facem niște ceai din frunzele pomului vieții. Deci, Dumnezeu rămâne de părere că și în lumea nouă recreată, El lasă mâncarea să fie, sau lasă în natură remedii. Cu atât mai mult acum, când lumea e într-o stare decăzută, ar trebui să folosim remedii pe care le lasă, să nu ne fie jenă. În general, când mâncăm și în alte lucruri, trebuie moderație. Una din definițiile păcatului este excesul și deturnarea. Excesul și deturnarea. Dumnezeu face lucruri într-un fel. Sexul e bun, de exemplu. Excesul în sex și deturnarea, în loc să practicezi în familie, în condiții de credincioșie, de construirea unei relații personale, eu o fac o relație socială la întâmplare sau mă divorțez, iar mă căsătoresc, mă divorțez, iar mă căsătoresc, sau trebuie să-mi concubinaș. Păcatul deturnează lucrurile. Mâncarea. Mâncarea e bună. Îmbuibarea. Să mănânc până când trebuie să pun degetele în gât, să vărs și iar să mănânc, cum se întâmplă de multe ori la sindrofii sau revelioane. Nu, e mai bine salvam niște mâncare, dădeam cuiva care n-are decât eu să exagerez așa. Băutura. S-ar putea să fie un pic de vin bun. Cum zice în Scriptură, mult vin e clar, este exces, suntem avertizați, îți ia mințile, spui prostii, te uiți la nevasta altuia. Deci ești dezechilibrat. Apostolul Pavel are o vorbă foarte bună în Roman și o repetă și în Corinteni, că dacă iei ceva cu mulțumire, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, este ok. Dacă nu faci lucrul ăsta, te pui într-o situație. Ăla este păcat. Să depășești proiectul lui Dumnezeu și fie să exagerezi, fie să le deturnezi, le folosești în alt scop. Și în cazul ăsta se poate generaliza, se poate observa lucrul acesta aproape în toate activitățile umane. Ați amintit din textul, despre textul din Iacov, în contextul unei biserici locale, credincioși care sunt bolnavi, ce ar trebui să facă un credincios. Ne-am uitat la Apostolul Pavel, ne-am uitat la Timotei, unul ne-a învățat despre sfințire, slujire, experiență transformatoare prin lucrarea lui Dumnezeu și slujire cu motivație chiar în mijlocul suferințelor pentru Hristos. Timotei ne-a învățat despre faptul că trebuie să fim într-un fel veghetori și responsabili asupra sănătății noastre și trebuie să ne purtăm grijă de sănătatea noastră. Iacov, cam care ar fi sfaturile pe care Iacov ni le dă? Vedem niște sfaturi extrem de interesante. E vorba de suferință și le vedem în capitolul 5 de la versetul 13 mai departe. Zice așa, este vreunul printre voi în suferință să se roage. Este vreunul cu inimă bună,
să cânte cântări de laudă și să exprime bucuria, că îi merg toate bine. Este vreunul printre voi bolnav, deci prin paralelism se reia tema, să cheme pe prezbit bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Și explică, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Și aici cuvântul a mântui este cuvântul sozo, cuvânt foarte interesant, că s-ar putea să fie implicată nu doar salvarea din boală, ci o problemă de păcate. Deci aici, în Iacov, nu se vorbește de stomac, pur și simplu, nu se vorbește că poate de alt tratament. Nu, nici nu se vorbește despre țepușul din carne spre smerire. E vorba de o suferință care vine dintr-o atitudine spirituală nepotrivită, pe care Dumnezeu o sancționează. Și Dumnezeu are voie să sancționeze. E trupul lui, adică el ne-a dat trupurile acestea și el poate să intervine. Și zice așa, va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Ba, mai spune mai departe, în 16, mărturisiți-vă unii altora păcatele, deci mărturisiți. Aici poate să fie psihologie și în același timp mai mult de psihologie. Unii altora ce ați greșit și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Aici nu se amintește că Dumnezeu în mod expres face vindecarea, dar dă o interesantă soluție. El intervine dacă și noi ne mărturisim păcatele și suntem responsabili să ne lăsăm de ele și cerem de la El. Deci aici poate să fie implicat Dumnezeu, că zic, cerem de la El vindecare. Și zice, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. În situația aceasta însă, nu e vorba doar de cineva bolnav pur și simplu, ci de cineva bolnav care știe el sau bănuiește în conștiința lui sau simte într-un fel, dincolo de cuvinte, că are niște probleme cu Dumnezeu. Și e o boală care nu e pur și simplu din ADN sau dintr-un virus extern. Se bazează și pe așa ceva, dar are și e o decizie. O cauză spirituală. O cauză spirituală. Într-o asemenea caz se spune ce să facem, și anume să cheme pe prezbiterii bisericii. Prezbiteri înseamnă bătrâni, pastori, preoți, ce sunt, slujitori. Acestea să vină să roage pentru el după ce vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Deci aceasta ar fi activitatea biblică. Să invoci prezența Domnului, probabil acela să-și mărturisească, că imediat se spune să se mărturisească păcatele, și să se roage. Ce decizie ia Domnul rămâne să fie într-adevăr decizia Domnului, dar este un lucru pe care Biblia îl spune și dacă îl spune, înseamnă că poate fi făcut. După mine e un gest simbolic pe care la care Dumnezeu atașează o intervenție reală. M-aș îndoi că un de lemn nu are un efect miraculos, dar cuvântul spune să se facă această ungere, adică, într-un fel, se invocă prezența Duhului Sfânt și prezența lui Dumnezeu, un de lemn nu însemna, și dedicarea se invocă aici, pentru că în Vechiul Testament preoții, regii și profeții erau dedicați prin ungerea. Deci Domnul îl va însănătoși și asta chiar Iacov exclude aici că unde lemnul ar fi principala sursa sănătocirii, ci Domnul până la urmă este cel care aduce vindecarea. Absolut, Domnul. Deci nu ne invită Dumnezeu niciodată la magie. Magie fac vrăjitorii Egiptului. Când Moise trebuie să scoată poporul din Egipt, el face lucruri miraculoase la porunca lui Dumnezeu, magicienii fac prin tehnica magică. Dar la un moment dat se oprește tehnica magică, e foarte interesant. Să vedem asta în cartea Exodului și anume, când efectele bolilor și suferințelor apar pe trupul lor și ei zic, toată lumea e bolnavă de bube, când zicea Moise apăreau bube pe ceilalți. Dar acum ce facem? Noi facem să apare bube tot mai multe, tot pe noi și aici s-a oprit și degetul Dumnezeu. Bun, deci Dumnezeu nu ne invită la magie, ci la rugăciune către El. Însă, aș vrea să spun că la noi în biserică, în câteva cazuri, am văzut oameni care au mărturisit păcatele, au chemat presbiterii bisericii, au acționat biblic, au mărturisit păcatele,
au primit această ungere într-un fel, că nu zice aici cum. Să-l ungă, știu, dacă faci, I don't know. Cu puțin un de lemn? Puțin sau? Un de lemn. Nu pot să intru în detalii, pentru că nu se zice ce să faci. Și au fost vindecați, am văzut, și în viața lor a venit vindecarea din partea lui Dumnezeu. Oameni care așteptau un copil, nu puteau să aibă, au avut. Oameni care treceau prin anumite probleme și au făcut. Nu înseamnă că noi asigurăm vreodată, prin niciun text de scriptură, de vindecare. Dar aici e un sfat clar. Dacă ești într-o problemă, dacă crezi că e implicat un aspect spiritual, fă asta. După asta, nu înseamnă că am garantat, ci că mă pun în mâna lui Dumnezeu și aștept răspunsul lui Dumnezeu. Iar prezbiterii bisericii sunt mediatorii acestei acțiuni. Nu sunt cei cu puteri vindecătoare. Cu alte cuvinte, aici Iacov asociază problema bolii cu problema păcatului, da. Ceea ce o găsim asociată cumva și în Cartea 1 Corinteni, unde la cina Domnului spune că dacă mâncați în chip nevretnic, deci cine mănâncă și bea în chip nevretnic, își mănâncă și bea osânda lui, dacă nu deosebește trupul Domnului. De aceea, din pricina aceasta, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorbi. Se referă la aceeași problemă, nemărturisirea păcatelor are consecințe fizice și fizice? Da, și nepărăsirea păcatului. Când spune Biblia aici că nu puțin dorm, înseamnă că nu puțini au murit. E una din puținele situații în care Pavel zice că se poate muri din cauza păcatului. Dar și Ioan mai zice lucrul acesta în capitolul 5 din prima epistolă a Apostolului Ioan. Și zice așa că nu puțin dorm, cuvântul a dormi în limba greacă însemna și a muri, iar uneori cimitirile se numeau dormitoare. Asta, în ideea că așteptăm învierea și acolo doar se doarme din punct de vedere fizic. A adormit în Domnul este și expresia pe care o aveam. Să vedem ce se întâmplă. Zice, n-aveți case să mâncați și să beți, disprețuiți Biserica lui Dumnezeu, faceți de rușine pe cei ce n-au ce mânca și bea. Ei au înțeles cina Domnului ca un fel de masă a Domnului în care fiecare mănâncă ce și-a adus de acasă, ca la picnic. Tu ți-ai adus carne prăjită și vin, sănătate multă. Noi n-am avut nimic decât un sandwich și sau jumate de sandwich. Și atunci zice, nu așa, cina Domnului nu e de vorba despre mâncare, ci cina Domnului se referă la jertfa lui Hristos. Iar cine nu respectă se pune și cine nu se pocăiește de rele când ia cina sau Sfânta Împărtășanie, ia pâinea sau bea paharul Domnului în chip nevrednic și va fi vinovat de trupul meu. De asta Dumnezeu lasă o pedeapsă peste cei care disprețuiesc moartea lui Hristos simbolizată de pâine și de vin. Deci trupul și sângele Domnului simbolizate de pâine. Cine nu prețuiește, deci acolo, aici e o discuție foarte interesantă, dacă e simbol sau mai mult decât simbol. E simbol și în același timp e mai mult decât simbol pentru că Dumnezeu intervine și întărește acest simbol cu anumite consecințe. Deci, luat cum trebuie, înseamnă o cinstire a Mântuitorului, a jertfei de pe cruce, luat cum nu trebuie, înseamnă necinstire. De asta aici se pune o problemă și ajungem la altă discuție. Dacă cineva în biserică nu se pocăiește și totuși vrea să ia cina sau nu s-a botezat, n-a mărturisit credința, la cine este vina? La noi care dă cina sau la el care a luat? Și atunci, Doamne, zic, și responsabilitatea și vina sunt la tine. Nu? Eu o dau. Fii atent cum o iei. Da. Timpul nostru se apropie deja de încheiere. A zburat așa de repede. Cred că subiectul acesta cu boala și situațiile vieții prin care trecem e foarte vast. Înțelegem totuși că există cauze spirituale în unele suferințe. Înțelegem că există remedii naturale, înțelegem că există recunoașterea păcatului, vindecare
Și că unele suferințe pot să fie lăsate de Dumnezeu ca un fel de control și de ajutor în viața noastră să nu ne mândrim, să nu ne încâmpăm, să nu credem că totul vine prin puterea noastră. Mulțumim mult pentru că ați fost cu noi în seara aceasta. Concluzii foarte interesante. Oamenii lui Dumnezeu suferă. Noi putem trece prin suferințe fizice, trebuie să ne evaluăm pe noi. Amin. Situațiile prin care trecem, dacă cumva într-o anumită boală, suferință, nu cumva e generată de o stare de păcat și pentru aceasta trebuie să ne mărturisim păcatele, în același timp să fim gata să lăsăm ca suferința să aducă sfințire și în viața noastră și să ne mențină dependenți de Domnul, să slujim chiar în mijlocul suferințelor. Am învățat în seara aceasta și harul lui Dumnezeu se arată când noi suntem slabi. Slabi. Și El e tare. Și El este tare. Mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Mulțumim pentru că am putut să dialogăm pe tema acestei această temă și Scriptura are răspunsuri și pentru astfel de situații. Să fii sănătoși, să fim sănătoși, Dumnezeu să ne ajute și chiar dacă suntem într-o situație de boală, Dumnezeu să ne ajute să învățăm cum să răspundem acelei situații de boală și în același timp să ne uităm dintr-o perspectivă spirituală, evaluându-ne pe noi, viața noastră și căutând răspunsuri de la Dumnezeu prin rugăciune și împărtășie cu ceilalți. Vă doresc tuturor o seară bună!